De Salome și bine m-am găsit la un nou clip. De această dată, mituri și legende. Grand Theft Auto, ceva. Ok, deci azi o să vorbim despre Pixila. Așa i-am pus eu numele. Deci, hai să dăm drumul la videoul informativ. Deci, dacă Pixila există în San Andreas, atunci să nu trebuie să fiți niciodată în pădurea asta. Nu trebuie să fiți nici măcar în pădure. Cum poate Pixila să fie acolo? Pixila, vine tu pe el. Crezi că a murit? Eu cred că da. De acum eu nu sunt sigur. Pixie. GTA 5? What? Nice kill, man. Ok, dar nu o să ne uităm numai la video. O să vedem și poza. Deci, eu acum sunt pe site-ul videoului. Cam așa arată poza. Și celălalt de lângă vor fi alte mituri. Deci, poza arată cam așa, da? Și se numește Pixila numele, dar în primul rând, cum a fost transformat în pig, să zicem așa mai pe engleză. Cum a fost transformată și... Ok, partea asta nu o priviți. Cum a fost transformat în așa ceva? Și dacă a fost transformat, atunci cum a reușit să supraviețuiască? N-are un ochi, ci are sânge aproape pe tot corpul. Dar... i-a rupt mâinile și a căzut. Cred că ăla a fost sfârșitul lui Pixila și nu o să nu mai terorizeze. Ok. Deci, una la mână, Pixila a orice ea pe corp. Nu ți minte ca porții sau așa ceva. Dar ți fac cât de horror a dat. Gripe. Ok. Și... da, Pixila arată așa de urât. Uitați-vă la ochiul ăsta, man. Deci, Pixie. Ok. Asta în primul rând, da? Una la mână. Dar, cum a făcut eros de această drujbă? Rămâne un mister. Doi la mână. Cum a reușit? Asta e trei la mână. Cum a reușit
Să ajung așa. Adică, serios, ați mai... Voi credeți că ați mai trăi? Dacă ați avea așa ceva, deci ochiul ăsta și sânge pe tot corpul, ieși din ochi. Ați mai trăi? Ok. Deci, Pixel arată gripe. O altă poză cu el. Ok. Să ne mai uităm. Cred că asta... Cowboy... M-am prins. Deci, cowboyul ucigaș. Oare asta să fie Pixila înainte? Doar un simplu cowboy, dar cum a fost transformat în porc? Sună ciudat. Oarecum. Hai să ne uităm și la altă poză. Asta nu are nicio legătură. Și cred că de aici nu o să mai aibă. Există extraterestri? Stai. Oare asta are legătură tot cu Pixila? Că nu-i scrie numele. Eu cred că da. Deci, înseamnă că Pixila a existat de mai mult timp? Asta e chiar ciudat. Ok, am dat pe altă poză. Deci da, chiar nu înțeleg povestea la Pixila. Dacă știți voi, vă rog să mi-o spuneți în comentarii. Și dacă v-a plăcut videoul ăsta, nu uitați să dați un like, share și subscribe și noi ne auzim data viitoare. Bye, bye!